Consilierii locale au fost convocați pentru o ședință extraordinară pe a cărei ordine de zi s-a aflat doar un singur punct. Este vorba despre suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 11,2 miliarde de lei, bani necesari pentru cheltuielile de funcționare ale unităților administrativ-teritoriale, respectiv drepturile salariale ale cadrelor didactice și indemnizațiile persoanelor cu handicap. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de către cei 12 consilieri prezenți la ședință. Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva potrivă? Mulțumesc! Dacă nu mai sunt intervenții, sumele aprobate vor fi virate joi în conturile instituțiilor, astfel încât salariații să-și poată ridica salariile la timp.